Bine v-am găsit, vă spunem, la o nouă ediție a emisiunii Alfa Omega în Obiectiv. Săptămâna aceasta începem cu o veste bună pe care o așteptăm în fiecare an, pe început de an, de la CNA. Și anul acesta Alfa Omega TV a fost inclus în lista mascherii, pe poziția mai ridicată, mai înaintată, pe poziția 19. În fiecare an, de 12 ani, suntem în această poziție mascherii, care presupune includerea canalului Alfa Omega TV în fiecare rețea de cablu din România. Așadar, dacă sunteți aflați că Alfa Omega n-a fost introdusă în rețeaua de cablu din care faceți parte, aflați această informație de pe social media, solicitați operatorului de cablu din zona dumneavoastră includerea canalului Alfa Omega TV în rețea de cablu, dar de câte știm noi, suntem parte din pachetele majorității, dacă nu chiar a tuturor rețelor de cablu din România. Mulțumim Domnului pentru această favoare și dorim în continuare să slujim oamenilor din diverse colțuri ale țării, de diverse culori confesionale. Facem acest lucru de mai mulți ani de zile și dorim să o facem și în continuare. Vrem să înserăm chiar în această idee potrivită, zic eu, opinia lui Tom Johnson, ați văzut-o, cred, pe finalul anului trecut, care vizitează România de 15 ani, ne cunoaște de la început, un slujitor al Domnului din America, care însă a avut un gând, o perspectivă interesantă de-a lungul anilor și culminând cu punctul pe care l-a pus în decembrie anul trecut despre cum folosește Dumnezeul nostru canalul Alfa Omega TV. I want to talk to you about Alfa and Omega, this amazing ministry that I've had the privilege for more than 25 years of being a part of, being a prayer partner with, and being a support and being an encouragement and receiving so much from the staff and the leadership of these men and women that make up Alpha Omega, the team that make up Alpha Omega. Surely it's led by a tremendous man, a husband and wife, but it's about the people that God has brought to them and how they've facilitated their gifts and how they've enabled them to become excellent in their craft. And again, taking the message and delivering it with a new method. I remember back in the beginning days, it was quite a challenge. But they've been faithful in every one of those things. And I want to say congratulations and God bless you. You've been faithful in what God has given you every step of the way. And every time you've walked through one door here at Alpha Omega, God has opened a new door for you to go and expanded your influence and opportunity. I believe the future for Alpha and Omega is going to be incredible. It's going to be incredible because you as a team and as a leader have discovered the importance of flexibility and understanding that when transitions come, it does not mean that we end, it does not mean the end of what we do, but rather a transformation in how we do it. That our message always remains the same, Jesus Christ crucified, the same yesterday, today, forever, resurrected, making intercession for us. He is the way, the truth, and the life. However, the way that we deliver that, the way that we cross barriers and borders, mountains and oceans, always God gives us new, creative, and innovative ways. And because of that, I believe new doors are going to open. I believe that Alpha Omega is not only going to become a source of information, which brings revelation, but I believe in the days ahead, there's even going to become opportunity for training that will bring revelation that produces transformation. I believe that doors are going to open, and I think you're going to see great opportunities, even Bible classes, maybe basic instruction for believers that is televised, not to replace a pastor, not to take away from what the church does, but to help, to supplement, but also to teach those that would never go to a church, that would not see themselves as being acceptable, like the woman that Jesus met at the well, who saw herself as being so despised that she wouldn't even come to the well with everyone else from the community, saw herself as being such a failure, such an outcast. And it was true. Her life was a mess. But Jesus told his disciples, I've got to go. He didn't tell them, I've got to go see her. But that became the reason. And I believe that Alpha Omega is one of those missions that moves into regions where others have given up, where others do not know how to penetrate the darkness. And I believe God's given you incredible opportunity of influence and light and life to bring transformation of the gospel. So I look forward to the next season. I believe it's going to be powerful. And I encourage you, if you're listening to me right now, I encourage you to pray and partner with this ministry.
Because I'm telling you, it's bearing eternal fruit. And you're going to see many in the kingdom of God who would say, I heard first from Alpha and Omega this message of the beginning and the end, and now I'm part of that great kingdom. A fost Tom Johnson, un prieten al nostru, al celor din Alfa Omega, un observator fin al fenomenului religios din România și al locului pe care Alfa Omega îl are în lucrarea Domnului din România. Sigur că apreciem și înțelegem și rezonăm cu ce a spus el despre Alfa Omega, în special acela că Dumnezeu folosește Alfa Omega în toate mediile și ajunge acolo unde poate nu ajung alte voci care vorbesc despre Dumnezeu, la oameni care poate nu știu și n-au cum să ajungă într-o biserică evanghelică și o facem acest lucru și prin canalul de televiziune despre care am vorbit de mult în această emisiune la început, dar și prin celelalte unelte resurse, canale pe care le avem, în special în zona social media, pe Facebook, pe YouTube, prin site-ul nostru, prin resursele tipărite pe care le distribuim în formate tipărite, propozise sau în formate online, digitale. Despre asta vreau să vorbim în continuare și vrem să înserăm un modul dintr-o mărturie mai lungă a Seforei Ignato, o prietena noastră, o susținătoare a noastră, o persoană prin care Dumnezeu lucrează cu putere în zona Alba Iulia. Însă de mai mulți ani zile este conectată cu noi și direct prin relații de prietenie și printr-o mărturie mai veche pe care a avut-o și prin una mai nouă pe care am înregistrat-o în decembrie, unde ea ne vorbește despre modul în care folosește resurse de la Alfa Omega TV, în special cărți, și modul în care acestea le-au ajutat-o să crească spiritual, să știe cum să opereze în zone de confruntare spirituală, în probleme care i-au afectat viața ei, familia ei și modul în care Dumnezeu a ridicat-o la un nou nivel de statură, la o nouă statură spirituală prin Alfa Omega TV. Practic, m-a surprins și pe mine. Cunoaște, știe, au trecut prin mâna ei cam toate cărțile de la Alfa Omega TV. Mă numesc Sefora Ignat, sunt din Alba Iulia. Am crescut într-o familie de creștini, practicanți. Părinții mei se temeau de Dumnezeu și eu mă temeam de Dumnezeu, dar nu-L iubeam. Îl percepeam pe Dumnezeu prin prisma tatălui meu. Dacă greșești, te pedepsește. Dacă greșeam, nu mergeam la Dumnezeu. Încercam să citesc mai mult din Biblie, să postez mai mult, să fac fapte ca să recuperez cumva greșeala. Și îmi doream mai mult decât să supraviețuiesc, să nu eșuez, să nu pierd mântuirea. După ce m-am căsătorit, s-au întâmplat tot felul de lucruri. Primul copil s-a ars cu sodă caustică, am făcut dilatații 2-3 ani. Pe urmă, au avut accident de mașină, fetele amândouă, de fapt două accidente de mașină, în care nu pățin nimica, dar mi s-au părut lucruri normale, mi s-au părut lucruri grele. Adică eu m-am străduit să fiu o creștină bună și nu-mi puteam explica de ce se întâmplă atâtea lucruri. Pe urmă s-au întâmplat și mai multe. Am trecut prin tot felul de abuzuri, tot felul de boli, operații. Și am ajuns într-o situație critică în care am rămas singură, fără ajutor, fără nimeni să fie în jurul meu și atunci am făcut hernie de disc, m-am îmbolnăvit foarte tare și într-un fel Dumnezeu m-a adus într-o situație în care o trebuie să rămân singură cu El și să încerc să văd care e problema, cum să pot să rezolv și să-L caut altfel pe Dumnezeu decât L-am căutat. M-am gândit că poate nu știu eu să mă rog. Și am găsit pe Alfa Omega mai multe cărți despre rugăciune și am început să le cumpăr. Am cumpărat cartea a lui fratele Daci Sheets, rugăciunea străjerului, rugăciunea de mijlocire, pe urmă cartea a lui Cindy Jacobs, Stăpânii porțile vrăjmașului, puterea rugăciunii perseverente și am căutat să văd cum se roagă ei ca să îmi dau seama ce greșesc sau de ce nu funcționează la mine sau cum să rezolv problemele. Mi-am dat seama că când am început să citesc că ei aveau o relație personală cu Dumnezeu și că lor le vorbește Dumnezeu.
știu, mă gândeam că la mine rugăciunea era un fel de monolog. Și mă gândeam că eu n-am o relație personală cu Dumnezeu, adică nu-L cunosc cum îl cunoșteau ei. Și am căutat să văd cum au ajuns ei la o relație personală cu Dumnezeu. Și am citit cărțile, dar nu știam exact de unde să încep. Și am găsit o serie de predici al fratele Șerban Fănel de la Biserica Punctul Zero, în care spunea foarte simplu cum să te rogi, cum să ai timp de părtășie cu Dumnezeu, cum să-i auzi vocea. Și am început să fac exact cum ne-a învățat. Și să-mi pun un timp deoparte. Eu credeam că Dumnezeu, adică așa știam eu cum am fost crescută, că Dumnezeu vorbește la oameni sfinți și nu cred că mi-ar vorbi mie. Dar pe măsură ce am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu mai bine, mi-am dat seama că Dumnezeu vorbește la toți, pentru că așa scrie, că oile mele ascultă glasul meu și eu le vorbesc și ele aud glasul meu. Și atunci mă gândeam, atunci am o problemă eu dacă nu aud pe Dumnezeu. Și m-am gândit care sunt problemele care le am eu. Și am început să pun timp deoparte pentru Dumnezeu și să stau și să vorbesc cu El, să-mi descarc inima, să spun în ce situație îs. Și pe urmă am citit cărțile tot de la Alfa Omega, am cumpărat cărțile a lui Dutch Sheets, Visează, sau atunci cred că era Îndrăznește să visez, Plăcerea de a fi în compania lui, și mi-am dat seama că Dumnezeu iubește să stea cu noi de vorbă și că își dorește să stea cu noi de vorbă. Și m-a impresionat atât de tare relația lui cu Dumnezeu. Pe urmă am cumpărat cartea lui Cindy Jacobs, Vocea lui Dumnezeu, cum s-a auzit vocea lui Dumnezeu. Ascultam emisiunea 10 minute cu rugăciune tot a lui Cindy Jacobs și atât de tare m-a captivat și am zis că și eu vreau să am o astfel de relație, să-i aud vocea, să știu în ce direcție să o iau. Și am început să pun timp deoparte și să mă rog și să îl întreb cum pot să-mi rezolv problemele care le am, că eram ca într-o groapă din care nu știam nici o ușă de scăpare, nici nu știam cum să ies de acolo. Tot pe Alfa Omega am găsit cursul SOS și când am ascultat toate și videorile și am citit cursul și l-am citit de mai multe ori, mi-am dat seama că problemele nu erau neapărat toate de la mine sau din greșelile mele, cum credeam eu, că poate am greșit una, am greșit alta, n-am luat decizii bune, și că vin și generațional și că sunt mai multe uși. Și atunci am luat... mie îmi place să fiu foarte practică. Dacă citesc o carte, să văd la ce mă ajută, cum aș putea să o folosesc practic. Am luat foi și mi-am scris toate ușile pe care le explica pe unde a putut să intre influența demonică, pe unde a avut drept legal, și mi-am notat fiecare lucru. Și apoi am început să fac, cât mă pricepeam eu, genogramă. Îmi dau seama că de pe linia lui taică mi-o veneau multe, de pe linia lui mama altele, și bineînțeles și ce am acceptat și eu sau deciziile care le-am luat eu. Dar mi-am dat seama că era foarte multe tipare. Și am făcut exact cum ne-au învățat, să ne mărturisim greșelile sau păcatele strămoșilor și să ne pocăim de-a noastră și să-mi închid ușile. Pe urmă mi-a dat seama că au fost traume foarte multe prin care au avut influență, chiar dacă nu a fost vina noastră, dar au fost niște traume prin care au fost uși deschise. Și traumele, bineînțeles, ni le-au făcut alții. Și atunci au trebuit să îmi fac alte liste cu toți oamenii care mi-au greșit, care au fost foarte mulți. Mi-am notat pe toți și m-am și rugat. De fapt, de la început m-am rugat Duhul Sfânt să mă călăuzească și cum am citit în Evanghelia lui Luca de la capitolul 4, unde începe Iisus predica sau lucrarea Lui,
pentru asta au venit. Și atunci mă gândeam eu, de ce să nu am vindecare, liberare, dacă Iisus pentru asta a venit? Înseamnă că și pentru mine a venit. Dacă eu l-am acceptat, atunci ar trebui și eu să beneficiez sau să am drepturile sau să intru în moștenirea care ne-a lăsat-o. M-am rugat, Duhul Sfânt mi-a amintit oameni care i-am uitat, inclusiv învățătorul meu din clasa întâia, care îmi dădea în palmă pentru că eram pocăită și trebuie să-l iert inclusiv pe învățătorul meu și pe urmalții și au fost chiar foarte mulți. Sunt mulțumitoare pentru că Duhul Sfânt a avut răbdare multă cu mine să iert și de multe ori nu vreau să iert, că ziceam că nu merită oamenii să iert, dar Duhul Sfânt zicea că nu poți să ai parte de vindecare, nu poți să treci mai departe dacă nu-ți rezolvi toate astea. Pentru că oamenii erau legați și ei, pentru că i-am ținut și eu legați și o trebuie să iert și nu numai să iert, să-i dezleg. Și pe urmă am învățat și să-i binecuvintez și asta a fost tot beneficiul meu, pentru că atunci când eu binecuvintez pe vrăjmașii mei, atunci blestemul lor este întrerupt, este rupt. A fost Sefora Ignat, o partenera noastră iubitoare a ceea ce dă Domnul prin Alfa Omega TV, atât în ceea ce privește programele, cât și în ce privește resursele. De fiecare dată când apare o carte nouă, dânsa cere, comandă pentru ea și pentru prietenii ei 2, 3, 4, 5 bucăți. Zilele trecute chiar a cerut dintr-o carte de Marjorie Cole, cred că mai multe exemplare din ultima, despre arborele genealogic. Acum însă, în interviu acesta a pomenit și alte nume, am dat o scurtă secvență din interviu, și alte nume și alți autori și m-am oprit la doi dintre ei pentru această emisiune. În timp ce vorbesc, o să vă sugerez să prenotați link-ul de la librăria noastră creștină. Toate aceste cărți sunt acolo și le puteți solicita online sau să dați un telefon la telefoane care se succed pe ecran. În primul rând, spunea Sefora Ignat că am menționat în mai multe rânduri de-a lungul interviului numele lui Cindy Jacobs. Din Cindy Jacobs noi am publicat 9 cărți. Toate cărțile pe care ea le-a publicat, le-a scris, sunt în limba română. Acum lucrează chiar la revizia uneia dintre ele, dar este prietena de-a noastră, ne raportăm la ea, ne încurajăm reciproc, ne trimite cuvinte de încurajare și încurajează o națiune întreagă prin cărțile pe care ea le-a scris, nu neapărat în ordinea apariției, vreau să vă arăt câteva dintre ele. Viața supranaturală, pentru că vorbim despre supranatural mult în acest început de an. Manifestul reformei, mulți prieteni de-ai noștri vorbesc despre nevoia unei reforme în zona creștină, dincolo de confesiune. Despre rugăciunea perseverentă, insistentă, Cindy Jacobs este înainte de toate un om al rugăciunii, un mijlocitor, un profet, un proroc, un mijlocitor militant. Femeia ale destinului, o altă carte de ei, despre locul și slujirea și identitatea femeii în planul Domnului în aceste vremuri. O altă carte, Tu ești Doamne, despre a recunoaște vocea lui Dumnezeu în mijlocul, în tumultul vocilor care ne bombardează în această vreme. Despre o lucrare importantă pentru fiecare mijlocitor care se confruntă cu influențele din partea celor izbăvește-ne de ce rău. Fiecare membru al familiei, spuneam și cu alte ocazii, ar trebui să aibă această carte care înșiră, trece în revistă cu perspectiva spirituală necesară toate formele de ocultism, de vrăjitorie, toate lucrările celui rău care sunt cunoscute și care își fac de cap, zic eu, în aceste vremuri. O carte pentru mijlocitorii militanți, stăpânind proțile vrăjmașilor, o carte cheie pentru mijlocitori. Și Vocea lui Dumnezeu, din nou o carte despre cum să auzi vocea lui Dumnezeu și cum să vorbești, să dialoguezi cu El. Și ultima carte, o sinteză de transcrieri, de trecere în revistă a majorității formelor de rugăciune și mijlocire care se practică și pe care Cindy Jacobs le-a exersat la vremea ei. Vă îndemn să solicitați aceste cărți. Sunt cărți care au ajutat o generație întreagă de oameni în rugăciune să se ridice. Și tot Sefora Ignat a pomenit numele lui Dutch Sheets. Ei, Chuck Pierce și Dutch Sheets și Cindy Jacobs sunt câțiva oameni ai rugăciunii, slujitori ai Domnului de înalt nivel, prieteni între ei, lucrează. Dumnezeu ne-a dat onoarea să publicăm cărțile lor. Dutch Sheets este
un învățător și un om al rugăciunii de excepție. În primul rând, cartea lui cea mai cunoscută este Rugăciunea de Mijlocire. Este un manual care împreună cu o carte mai groasă, cu un ghid de studiu, cred că constituie o resursă importantă pentru foarte mulți oameni ai rugăciunii și ai mijlocitori. Tot de el, autoritate în rugăciune. Mulți credincioși nu știu cine sunt și ce autoritate au în ceea ce privește rugăciunea. Pentru mijlocitori, o rugăciune a străjerului. Cartea mai atipică a lui visează, descoperă scopul pe care Dumnezeu îl are pentru viața ta, este subtitlul acestei cărți. O carte despre identitate, mult spun cu parte cartea cea mai clară despre cine ești în Hristos. O problemă spinoasă, sensibilă pentru creștinul din România și un ghid pentru începători, un ghid esențial de rugăciune. Am insistat mai mult asupra acestor cărți acum, pentru că nu numai profitând de insertul pe care l-am avut cu Sefora Ignat, care a asimilat, a digerat, au trecut prin filtre majoritatea acestor cărți, dar și pentru că vrem să vă încurajăm. E și aceasta, dincolo de televiziune de care am vorbit poate mai mult la început, este o modalitate prin care încercăm să vă ajutăm să vă echipați. Vin vremuri grele când avea o carte importantă biblică, alături de Biblie, în casa dumneavoastră, este un lucru foarte, foarte important. Îmi permit să vă recomand alte două cărți, tot din aceeași familie, și Jen Hammond este una din fiicele spirituale a lui Cindy Jacobs. Avem două cărți de ea, sau trei chiar, declarații care aduc străpungere. În această vreme e important și în cine suntem, cum să folosim cuvântul Domnului, e important să fim conștienți de puterea cuvântului rostit, a declarațiilor pe care le facem, și Werner Alston cu următorul nivel al războiului spiritual, pentru că vremurile care vin ne vorbesc, ne ajută, ne apropie, ne fac să înțelegem că sunt vremuri de mare confruntare spirituală. Spunea cineva foarte clar, de la luptă spirituală individuală vom ajunge în acest an, la următorul sezon, în engleză nu știu cum se spune în limba română mai exact, la corporate warfare, la un război global, corporativ, spiritual, o confruntare spirituală corporativă, dincolo de o confruntare individuală a mijlocitorilor. Și ca să încheie acest capitol al rugăciunilor, al cărților despre rugăciune, într-un fel un devoțional care în continuare îl oferim, mai avem pe stoc, îl oferim gratuit oricăruia care ne dă un telefon, la un telefon de pe ecran, sau ne trimite un e-mail ca să le trimitem gratuit acasă. Un devoțional de 370 de pagini, o carte mai groasă de Joyce Meyer, câte un gând, câte o meditație în fiecare zi, promisiuni pentru fiecare zi. Și acum, pe final, câteva recomandări. În primul rând, celor care ne-ați întrebat despre 2%. Să știți că chiar în aceste zile, noi preînregistrăm această emisiune, până în 2-3 zile, săptămâna aceasta, vor fi clarificate lucrurile care țin de formularul, vestitul formular 230, care vă permite transmiterea, trimiterea către Fundația Alfa Omega TV a 2% din impozitul pe profit, care este destinat, conform legislației fiscale, să meargă la stat. Poate să fie direcționat acest mic procent și către Fundația Alfa Omega TV. Aveți un site unde să sperăm că vor fi postate în zilele următoare mai multe informații, fie să descărcați acest formular, fie să-l cereți de la noi să vă trimitem prin poartă, fie să transferați acest 2% chiar online. Sunt prevederi care în aceste zile se discută. Deci, celor care ne-a scris, cineva ne-a trimis de 3 ori același email, dați-mi formularul 2%, și așa mai departe. Aceasta este informația care vă dau. E un link aici, la noi pe site, unde încercăm din oră în oră să vă ținem la curent cu informațiile necesare. După aceea, vreau să vă recomand punctele de rugăciune lunare care noi aici, de la Alfa Omega TV, printr-un proiect special, Rețeaua de Rugăciune pentru România, de care se ocupă chiar soția mea, Mirela Vil, punctele de rugăciune care le transmitem lunar, atât în format scris, cât și prin plic, cât și descărcabil, cât și prin emisiunea Puterea Rugăciune, care la început de anul prezintă această emisiune. Eventual, aveți un link aici la locația unde puteți găsi ultima ediție cu punctele de rugăciune pentru luna februarie. Eu doar mi-am propus să vă îndemn, dacă poate urmăriți această emisiune și nu sunteți încă parte din rețeaua de rugăciune sau nu primiți aceste puncte, să intrați acolo, să vă abonați și să le primiți poate prin poștă sau online sau printr-un newsletter lunar, să vă vină acasă. Nou pentru luna februarie, care se anunță a fi o lună dificilă din cauza unui context mai complex,
Știu, Mirela chiar îndemna în aceste puncte pe februarie 2022. Titlul acestei emisiuni, acestei luni, este Vin zile grele, dar glorioase. Sunt chemați credincioși să creadă că, chiar dacă dificultățile cresc, împotrivirea crește, Dumnezeu a păstrat momente de glorie pentru cei care se încred în El. Și provocarea este să ne unim în fiecare săptămână din februarie în câte 3 zile de post și rugăciune, vineri, sâmbăta și duminica. Și să ne unim în special pentru pacea și protecția țării și a populației. Acesta este și îndemnul care l-am plificat și eu prin această emisiune. În februarie suntem chemați, suntem provocați ca zile de vineri, sâmbătă și duminică, așa cum ne călăuzește Domnul, să avem un timp de post și rugăciune, după cum putem fiecare, pentru pacea și protecția țării și a populației României. Și aș vrea să închei cu un gând, să răspund la întrebarea unora care ne întreabă când vor începe emisiune în direct. În curând, nu știu, nu ne-am hotărât și nici noi încă, sunt mai mulți factori care țin de aceasta, însă primim foarte multe cereri de rugăciune și o să mă rog în final foarte scurt pentru câteva dintre ele. Să știți că le primim, de-aia le citesc și mă rog așa scurt pentru ele, le primim și așteptăm momentul când ne vom ruga și în alt mod, în alt nivel, cu altă tensiune și încărcătură spirituală, joi seara și vineri și în zilele săptămânii. Cineva din Hunedoara ne spune, doriți, rugați-vă să primesc botezul cu Duhul Sfânt. Știu că în biserica din care fac parte, între 7 și 11 februarie, vor avea loc seri de stăruință, dincolo de stăruință. Rugați-vă la timp și în alea timp ca acest lucru să se întâmple și în viața dumneavoastră, numai pentru dumneavoastră, la Hunedoara, ci pentru oricine. O bunică, rugați-vă pentru nepotul meu Dănuț, pentru vindecare și eliberare, ne spune această bunică. Radu ne spune, Radu, speranță și iertare pentru un păcătos ca mine. Doresc ajutor divin din partea Domnului Dumnezeu pentru a trece cu bine din perioada aceasta grea. Vă rog sincer, rugați-vă pentru mine ca Domnul să-mi dea iertare și dragostea sa. Amin. Pentru fiecare, Dumnezeu este Cel care iartă, doar să veniți în fața Lui, dincolo de o rugăciune scurtă care o facem acum. Și la Dumnezeu nimic nu este imposibil și El iartă orice. Nu este greșeală prea mare ca să nu poată fi iertată de Dumnezeu. Îi răspund lui Radu și asemenea lui și altora. Și în final, cineva cu numele de Maria a fost operată de hernie de disc și are de atunci dureri foarte mari. Tot aceste cereri și celor similare le aducem înaintea Ta și ne rugăm, Tatăl Ceresc, aducem aceste cere de rugăciune și dorințe ale inimii a celor care ne-au scris și a multor altora, la care asemenea noi lor doresc o intervenție divină și te rog să lucrezi cu mare putere, vindecare la cei care au nevoie de vindecare, restaurare, Doamne, iertare celor care au nevoie de iertare și reîntregirea lor spirituală în trupul lui Hristos, Doamne, sau ne rugăm și pentru botez cu Duhul Sfânt, celor care doresc botez cu Duhul Sfânt. Îți mulțumesc, Doamne, și întărește credința multora în vremuri grele care vin, așa cum am spus, vin vremuri grele, dar glorioase pentru trupul lui Hristos. Mulțumim că sunteți alături de noi, sunteți parte din ceea ce face Dumnezeu prin Alfa Omega TV, prin rugăciunea dumneavoastră și prin orice fel de ajutor pe care Dumnezeu vi-l pune pe inimă. Pe săptămâna viitoare, nu uitați, rămâneți și fiți mai departe parte din lucrarea Alfa Omega TV.